Capitolul 5. Zidirea templului. Hiram, împăratul Tirului, a trimis pe slujitorii săi la Solomon, căci auzise că fusese un împărat în locul tatălui său și el iubise totdeauna pe David. Solomon a trimis vorbă lui Hiram. ști că tatăl meu David n-a putut să zidească o casă Domnului Dumnezeului lui din pricina războaielor cu care l-au înconjurat vrăjmașii lui, până ce Domnul i-a pus sub talpa picioarelor lui. Acum Domnul Dumnezeul meu mi-a dat o dihnă din toate părțile. Nu mai am nici potrivnic, nici nenorociri. Iată că am de gând să zidesc o casă numelui Domnului Dumnezeului meu, cum a spus Domnul tatălui meu David, zicând, Fiul tău, pe care îl voi pune în locul tău, pe scaunul tău de domnie, el va zidi o casă numelui meu. Poruncește acum să se taie pentru mine cedrii din Liban, Slujitorii mei vor fi cu ai tăi și îți voi plăti simbria slujitorilor tăi, așa cum o vei hotărâ tu, căci știi că dintre noi nimeni nu se pricepe să taie lemne ca sidonienii. Când a auzit Hiram cuvintele lui Solomon, a avut o mare bucurie și a zis: Binecuvântat să fie astăzi Domnul care a dat lui David un fiu înțelept, drept căpetenie a acestui mare popor. Și Hiram a trimis răspuns lui Solomon. Am auzit ce ai trimis să mi se spună. Voi face tot ce vei vrea în ce privește lemnele de cedru și lemnele de chiparos. Slujitorii mei le vor pogorâ din Liban la mare și le voi trimite pe mare în plute până la locul pe care mi-l vei arăta. Acolo voi pune să le dezlege și le vei lua. Ceea ce cer în schimb este să trimiți merinde casei mele. Hiram a dat lui Solomon lemne de cedru și lemne de chiparos cât a voit. Și Solomon a dat lui Hiram 20 de mii de cori de grâu pentru hrana casei lui și 20 de cori de unt de lemn curat. Iată ce a dat Solomon în fiecare an lui Hiram. Domnul a dat înțelepciune lui Solomon cum îi făgăduise. Între Hiram și Solomon a fost pace și au făcut legământ împreună. Împăratul Solomon a luat din tot Israelul oamenii de corvoadă, în număr de 30 de mii. I-a trimis în Liban câte 10.000 pe lună cu schimbul. O lună erau în Liban și două luni erau acasă. Adoniram era mai mare peste oamenii de corvoadă. Solomon mai avea 70.000 de, de oameni care purtau poverile și 80.000 de mii care tăiau pietrele în munți, afară de căpeteniile în număr de 3.300, puse de Solomon peste lucrări și însărcinate cu privegherea lucrătorilor. Împăratul a poruncit să se scoată pietre mari și mărețe cioplită pentru temeliile casei. Lucrătorii lui Solomon, ai lui Hiram și Ghibliții le-au cioplit și au pregătit lemnele și pietrele pentru zidirea casei.